Salutare și bine v-am regăsit! Încă o zi, încă o prezentare a unei noi plăci de bază foarte noi cu chipset Intel Z270, de această dată din partea Gigabyte, sau mai bine spus, din partea Aorus. Rămâneți alături de noi dacă vă plac plăcile video cu un design deosebit, pentru că cu siguranță modelul de astăzi o să vă atragă atenția. Aorus Z270X Gaming 9 este produsă de Gigabyte, prelung și modalitatea de clasificare a modelului de la gamele anterioare ce purtau denumirea producătorului. Din câte se pare, Aorus va fi noua gamă de produse dedicate gamingului oferită de Gigabyte, printre altele, din câte știu, și laptopurile de gaming Aorus, pregătindu-se să intre în curând pe piața din România, însă să trecem mai departe cu prezentarea de astăzi. Aorus Z270X Gaming 9 este fără îndoială una dintre cele mai performante plăci de bază dedicate atât overclockingului cât și gamingului sau în egală măsură modicului oferite de Gigabyte în anul ce urmează. Și ea oferă ca alte câteva vârfuri de gamă prezente pe piață un radiator masiv de cupru așezat în zona etajului de alimentare ce îndeplinește un dublu rol, acesta fiind foarte eficient atât în cazul răcirii pe aer cât și în cazul răcirii pe lichid, zona respectivă fiind, după cum bine știți, critică pentru o performanță cât mai ridicată, rămânând deosebit de rece aproape la temperatura camerei, mulțumit acestui radiator în timpul încărcării maxime a procesorului. În afară de bunătățirile aduse de noul chipset Intel Z270, Aorus Z270X Gaming 9 este semnificativ îmbunătățită și din punct de vedere al controlului automat al ventilatoarelor, controlul LED-urilor on-board, controlul ieșirilor USB ce pot asigura un semnal foarte curat pentru un DAC extern și nu în ultimul rând îmbunătățiri semnificative ale UEFI-ului, acesta devenind în opinia mea mult mai simplu de utilizat decât versiuni anterioare. Specificațiile principale pentru acest model de placă de bază sunt suport pentru procesoarele din generația 6 și a 7 ale gamei Intel Core pe socket LGA1151, chipsetul, desigur, Intel Z270, suport pentru memorii DDR4 până la frecvența maximă de 4000 MHz, chip audio performant cu op-amp interschimbabil Creative Sound Core 3D și suport audio 5.1, soluție de rețea dual gigabit cu două chipuri Killer E2500 și chipset wireless AC1535, două sloturi PCI Express X16 ce rulează la specificațiile maxime ca suport pentru SLI sau Crossfire și nu în ultimul rând suport extins pentru iluminare RGB atât pe placa de bază cât și în afară ei prin cablurile speciale incluse în pachetul de accesorii. Cutia este mult mai simplă decât modelele de plăci de bază Gigabyte din trecut, așa că după mine este un lucru bun, un semn că brandul ia foarte în serios felul în care se prezintă în fața gamerilor europeni, îndeoseb și prin pachetul de accesorii extins cu care se prezintă și care include cabluri SATA acoperite de un sleeving frumos negru, antene wireless LAN și o sumedenie de alte mici accesorii destinate să facă posesorului viața cât mai ușoară. Aorus Z270X Gaming 9 oferă 9 mufe destinate conectării de ventilatoare ce aparțin sistemului de răcire, toate fiind dotate cu 4 pini și tehnologie AutoSense, putându-se însă seta și manual modul de funcționare atât în UEFI cât și în Windows. Aceste mufe sau headere suportă până la 2 ampere, așa că orice ventilator, oricât de fioros ar fi, va fi condus cu demnitate și încredere de această placă de bază, așa că, indiferent de condiții și situație, veți avea un sistem de răcire foarte robust. Facilitățile pentru overclocking sunt și ele foarte bine implementate la acest model, dacă doriți să vă apucați, ca să zic așa, de acest sport, cu puncte de citire a voltajului, LED-uri de eroare, un display cu 4 caractere pentru codurile post, ce poate servi și ca rol de display pentru VCore sau temperatura procesorului, dar și buton de power, reset, clear, CMOS, buton eco și overclock. Ca de obicei, pentru o astfel de placă de bază din gama de vârf, setul de facilități hardware și software nu poate fi explicat în adâncime în spațiul dedicat acestui clip video. Însă, din cele câteva ore petrecute împreună cu această placă de bază, am fost plăcut surprins de ceea ce oferă, o platformă construită cu ajutorul ei fiind deosebit de solidă și de performantă, oferind rezultate foarte bune din toate punctele de vedere, de la gaming la overclock sau modding, soluție de iluminare on-board fiind una dintre cele mai avansate întâlnite de mine până la această oră. Asta este tot pentru astăzi. Nu uitați să ne oferiți un like și un share, iar eu vă spun până data viitoare toate cele bune!